Vlad Cazino îți aduce o enciclopedie de comedie. Da, suntem la Stand Up Revolution și da, pe scenă e Neamărin. Se bucură foarte mult oamenii din public. Mulțumim, mulțumim frumos. Ne-ați primit cu aplauze, mulțumim frumos. Care mulțumim? Mulțumim, adică mai mulți sau ce? Care mulțumim? Băi, sunt mai mulți? Sunt mai mulți oameni, da. Mulțumim frumos. Mamă, dacă știam, îmi luam. Nu vine să cred. Suntem cu toții în stare de șoc la filmări, pentru că noi nu ne așteptăm că tocmai la Stand Up Revolution se vine Neamărin în persoană, care a fost atât de drăguț cu mine când am sărit la Splash. Am sărit eu așa la Splash și am sărit și a fost foarte drăguț. Adică a fost de treabă, mi se pare că mi-a dat o notă ok, cred. Neamărine, Costel nu prea vede. Puteți să veniți un pic mai încoace? Nu, deloc. Stai că văd așa pe ansamblu. Te ia la mișto, nu? Mă ia la mișto. Dacă vrei, vin mai aproape. Haide. Hai. Nu cred că vreți să vină. Nu. Care e joarda aia? Cred că nici nu mai e joarda. Dacă spune întrebare și nu știe răspunsul, nu știu ce este. Aveți idee despre călușul din ce zonă vine? Știu doar de la BDSM. N-am vrea să văd detalii, cum încerc să vă povestesc un pic despre viața mea. Cum am început eu să dansez? Aveam, cred că, 5 ani și jumătate și am văzut pentru prima dată în viața mea cum s-adunau călușarii înainte cu o săptămână de Rusalii să pregătească pentru acea sărbătoare, să joace călușul în sat. Mi-a plăcut atât de mult încât că, uite, și astăzi am 64 de ani, aproape 65 de ani, dansez călușul. Bravo lui, mulți înainte să dea Dumnezeu sănătate, să ne bucure și de acum încolo, ca și până acum. Și am să vă povestesc cum era atunci. Deci înainte cu o săptămână s-adunau călușarii undeva la marginea satului, veneau cu căruțele, nu cu mașinile ca acum, își priponeau animalele să pască și ei începeau să probeze călușul. Așa îi spuneau, nu să-l învețe. Primul lucru care îl făceau, trebuia să se aleagă conducătorii. Aha. Vătaful, ajutorul de vătaf, bufonul, mutul, ăla era tot timpul de nelipsit dintre ei, și stegarul, cel care se ocupa să aducă acea prăjină unde trebuia să pună acolo spice de grâu, pelin, marama de borangic. Ce frumos ne-a descris. V-am descris pe voi? Da. Cine era marama de borangic? E bine. Nu, exact că vă încadrați. Vătaf, ajutor de vătaf, bufon, stegar și marama de borangic. E bine. Hai că toată lumea știe cât de mult iubești tu călușul. Ei. Vorba lungă, sărăcia omului, și noi am venit aici mai mult și mai mult ca să vă arătăm cam cum stă treaba. Da! Sunt Neamărin, încă îl mai țin șuruburile la 64 de ani. Te faci așa să te gândești că, bă, mișcarea e bună. La Neamărin pot zic că am avut emoții reale. Am avut emoții reale, nu de bătaie. Că de bătaie, știi cum zic, am mai luat și m-am mai bătut.
nu-i problemă. Mi-era de dans. Mi-era de dans și mi-era că vine și insistă și o să trebuiască să refuzi și o să insiste și o să refuzi și o să mă simt prost și o să mă duc și nu voiam. Și tot numărul am stat cu emoții, efectiv. N-am putut să mă bucur de numărul ăla, că a fost foarte mișto dans, a fost foarte frumos. Dar în capul meu era, băi, mamă, să vezi că după ce se termină dansul, o să-mi ia pe noi la dans. Dansa când n-am dansat noi ăștia toți la masajurile, la toate nunțile noastre, cum ar fi. Și a dansat așa, știi, operat și nu s-a văzut așa, tot timpul, ai văzut? Așa era. Eu așa picioarele și zâmbetul. S-a dansat frumos, efectiv mi-a fost frică că o să se rupă scena aia la propriu, adică oamenii aia rupeau scena, efectiv, a fost incredibil. Nu știu, voi câte locuri mai aveți în echipă? Eu iau pe toți pentru toate sezoanele. Bravo! Da. Bă, băiatule, bă! Au rupt scena stand-up revolution la propriu. La propriu. Bravo! Vlad Cazino ți-a adus o enciclopedie de comedie.